Ghicești și călătorești cu Europa FM. 8:37, ghicești și călătorești cu Europa FM. V-am spus încă de ieri că avem o ediție cu un premiu absolut special. Vă trimitem în Santorini, în Grecia, o insulă absolut fabuloasă. Un sejur de 7 nopți în cameră dublă cu mic dejun inclus. Plecați cu avionul, vă asigurăm noi totul, cazare, mâncare, transport, transfer și așa mai departe. Premiul nostru este pus la dispoziție de Altex Travel, care are de altfel și alte destinații de vacanță, inclusiv exotice și circuite. Intrați pe altextravel.ro sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. Rezervați acum și profitați de ofertele cu locuri limitate, mai ales că sunt creșteri de prețuri în perioada asta și cred că e cel mai bun moment pentru a vă rezerva vacanța. Hai să vedem și cine vrea să participe la concursul nostru. 0372069599. Unde o fi tichetul de vacanță? Unde am ascuns tichetul de vacanță? Încercați, dar doar după ce intrați pe site-ul nostru, pe europafm.ro, ca să vedeți acolo toate detaliile. Larisa, bună dimineața! Ești în direct! Bună, Larisa! Bună! Bună dimineața! Vă sunt din Halkidiki. Nu cred că ne sunt din Halkidiki. Bă, da, domnule, are roaming. Ai roaming sau locuiești acolo? Nu, sunt în vacanță. Deci, practic, vrei să o prelungești? Da. Exact. Am înțeles. Ai fost în Santorini? Nu. E momentul. Nu, niciodată. Bine. Larisa, de unde ești altfel? Din Cluj. Din Cluj. Bine. Altfel de fel. Da. Altfel de fel, da. Da. Ia-ne la întrebări, Larisa. Ok. Biletul este ascuns oare în orașul Oia? Da, sunt mai multe mici orășele pe insula Santorini. Unul dintre ele este Oia. Mă rog, da. Localnicii îi spun Ia. Da. Se scrie așa. Oia, toată lumea îi spune Oia. Da, grecii nu înțeleg dacă îi întreb unde este Oia. Cine? S-au mai obișnuit, da. Răspunsul este nu, Larisa. Îți mulțumim tare mult pentru încercarea ta din această dimineață. Dar mulțumim. Valentin e deja cu noi. Bună dimineața, Valentin! Bună! Bună dimineața! Salutare, Vali! Bine v-am găsit. Bună. De unde ești tu? Din București. Din București. Acasă, la serviciu? La serviciu de acasă. La serviciu de acasă. Bine. Hai, uite, te concentrezi ca și cum ai fi la serviciu și ne pui o întrebare cât să ne încui astăzi. Da, este cumva ascuns la farul din Acrotiri. Ai fost în Santorini? N-am fost, dar îmi doresc foarte mult. Doar virtual? Da. Virtual, da. Mhm. Dar unde e farul? Eu n-am ajuns la farul din Acrotiri. Uite, ne spune Valentin acum. Ai citit undeva. Zine câteva cuvinte. Da, este în sudul insulei. Mm-hmm. Ok. Nu știu. Da, e de vizitat? Adică merge? Da, am văzut că se pot face... Se pot vedea niște apusuri foarte frumoase de acolo. Apusuri cred sunt... că e pe partea cealaltă. Da, apusuri spectaculoase sunt în Ia. Acolo sunt cele mai spectaculoase apusuri. Valentin, îți mulțumim tare mult, dar... La cât de, adică e mică insula, zice ce e de văzut, dar sunt o grămadă de locuri mișto. Da, de pe vizitat pe mine acolo. Mă surprinde. Da. Dacă mergi acolo, e bine să-ți iei o mașină de aia. Sigur, ai șanse să iei o mașină acolo, ca cât să nu urce dealurile alea, că o motoare mici sunt, vai mama lor. Da, se dau, știi ce, se pot să închirize, sunt niște ATV-uri, dar au... E mult praf pe insulă și asta. Sigur că da. Mai și au motoare mici și în principiu dacă e ATV-ul ăla nu urci de-a locul el. Cristi, bună dimineața! Bună, Cristi! Bună. Salut, Cristi! De unde ești, Cristi? De lângă București. De lângă București. Ia-ne la întrebări, se Cristi! E bucureștean că vorbește cu dă și pă. Bucureștean sunt, așa. Dar după treceam sau lângă București. Cred că mai eu, precum Vlad, cred. Dă pe lângă București, stăm cu toții, da. Zi! Să încercăm cu un muzeu al vinului. Muzeu al vinului? E un muzeu al vinului în Santorini? Au vinuri celebre acolo și... Foarte bune. Nu mă știu niciodată. Vorbeam Vlad de el de 2 săptămâni care sunt foarte bune. Da. M-a zăpăcit Vlad cu asirticul ăla. Asirticul ăla. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca un vin grecesc să fie atât de bun. Nu aveam o părere prea bună despre vinurile grecești. M-am înșelat rău și mă bucur foarte mult. Da, și Cristi s-a înșelat. Ai. Din păcate, n-ați ghicit. Avem o rugăminte pentru ziua de mâine. Da. Faceți puțin research. Da. Intrați pe site-ul nostru, vedeți ce întrebări s-au pus,
ce răspunsuri am dat noi. Da. Intrați și căutați tot felul de locuri pe insulă. Mâine vrem să dăm premiu, chiar vrem să dăm premiu și să plecăm în vacanță liniștiți și fericiți. Da, de fapt mâine... Eu nu mai sunt atât de multe locuri, dar mâine noi o să stăm, o să mai dăm probabil și ceva indicii. Mâine trebuie să dăm ăsta, o să stăm în direct până când îl găsiți. Da, da. Nu e chiar așa greu. Gândiți-vă un pic logic. Are logica lui locul în care a fost ascuns în, de data asta în Santorini. Puteți intra, puteți asculta și edițiile podcast Deșteptarea și o să descoperiți acolo din dialogurile noastre că poate, mă rog, hai să-i lăsăm pentru mâine. Bun, da. Și mâine Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM. Da, zic, da. Vlad. Și mâine, fiind ultima ediție din acest sezon, că intrăm în vacanță, mâine, v-am spus, este o zi cu totul și cu totul specială. Facem, practic, playlist-ul împreună cu voi. Avem bătăliile hiturilor, bătăliile ascultătorilor în fiecare oră. Avem trei ediții speciale, una cu piese românești. Acolo s-au ales deja propunerile. Am primit foarte multe pe WhatsApp. Vă mulțumesc pentru ele și o să vedeți că mâine o să ne bucurăm de cel puțin o piesă frumoasă. La ora 8 avem ediție rock, așa că, pe care o va coordona Vlad, dar avem nevoie de mesajele voastre. 0728 111222. Trimiteți-ne mesaje audio, da? Vă înregistrați, în care să spuneți: salut, sunt Marcel, mi-aș dori să, ca mâine la bătălia hiturilor, să propun piesa cu tare și să fie o piesă rock, și motivați și de ce alegeți piesa respectivă. Dar nu atât de formal, mai pe veselie, mai pe glume. Sigur, am spus cât să înțeleagă toată lumea. Cât de tare ar fi să dea toată lumea acum un mesaj. Da, salut, sunt Marcel. Cum era când eram mici și ne zicea la lucrare: scrieți în dreapta numele. Matei Popescu. Da, vreau 2-3 din clasă și-o scriu. Bine, bătălia hiturilor rock o pregătiți voi cu piesele voastre și noi o difuzăm mâine. 0728 111222. Propuneri audio.